Am găsit la horoscopul de weekend, 16-17 decembrie, mai avem un pic și vine Moș Crăciun, dar nu intrăm încă în povestea de sărbători fără horoscopul săptămânii viitoare. Sâmbătă fiind, trebuie să vă aduc aminte că o să apară la ora 3 horoscopul săptămânii în care va fi și Moș Crăciun în program. O săptămână interesantă, de pe acum vă spun că vom avea evenimente, nu glumă. Săptămâna viitoare, lună nouă, vom avea solstițiu, vom avea o schimbare majoră de zodie, așa că fiți pe aproape să vedeți horoscopul acestei săptămâni care urmează, săptămâna cu numărul 51. Deocamdată vorbim de un al câtelea, mai avem câte, este penultimul weekend înainte de 2023, nu? Și apropo de 2023, eu din weekendul ăsta încep să filmez horoscoapele anului 2023, așa că dați un click acolo pe subscribe și un clopoțel alături, pentru că acel clopoțel vă va notifica atunci când va apărea ceva nou. Până una alta, pe asta mă concentrez, pe horoscopul anului 2023 pentru fiecare zodie în parte. Spre săptămâna viitoare voi face timp undeva la mijloc, am să fac loc și de oracol scop de luna nouă. Până una alta îl puteți vedea pe cel de luna trecută. Până una alta puteți să vedeți a venit timpul să, care a apărut la luna plină de luna aceasta. Undeva la mijloc am să fac loc și de astrodrama lunii ianuarie sau poate pe ultima sută de metri. Că tare cred că horoscopul lunii ianuarie va apărea în ianuarie. Că nu cred că o să am timp de toate, că totuși vreau și eu să am un pic de vacanță, chiar dacă nu plec pe nicăieri. Așa, vacanță de liniștire, de ape la sfârșit de an. Astăzi, weekendul ăsta, mai bine zis, avem niște evenimente pe rol, avem niște trigoane bune, trigoane de pământ, trigoane constructive, productive. Între cine? Între Mercur și Uranus. Și vă ziceam în horoscopul săptămânii care se încheie, vă spuneam că Mercur și Uranus au o relație mai specială. Sunt un fel de frate mai mic cu frate mai mare. Elev și profesor. Sunt surori cumva, dar pe vibrații diferite. Uranusul, evident, e vibrația înaltă, vibrația mai superioară, ca așa se spune, octava superioară a lui Mercur. Și cum au o alianță atât de bună cele două, ar trebui să iasă ceva palpabil din această comuniune a lor. Încât s-ar putea ce facem, efectiv, ce muncim, producem, pe ce punem noi mâna, ar trebui să fie bun, profitabil, veritabil, de care să fim mândri, cu care să ieșim la înaintare în fața unui client, care să primească niște aprecieri, să primească niște roade. Va fi deci un produs, să zicem așa, al minții, al mâinii, nu contează, ceva ce iese din noi și care să ne reprezinte și să ne atragă și niște satisfacții. De aceea, puneți mâna pe unelte și faceți ceva. Poate să iasă ceva bun de aici. O prăjitură, dar iese bine. O curățenie în casă, dar iese bine. Deci faceți ceva palpabil, concret, material, cu mâna voastră. Inclusiv să meșteriți ceva, să ceva ce ține de dexteritate, să împletiți, să sculptați ceva. Ceva în care a spus talent, pricepere, informație, cunoștințe, bucurie de face lucrul ăla, că ar trebui să iasă bine. Ceva de care să fiți voi mândri și cu care să ieșiți la interval și să spuneți la toată lumea, eu am creat lucrul ăsta. Cam atât am de zis în introducere, cam atât despre weekend, că vine o penultimă săptămână din 2023 foarte interesantă, așa că stați pe aproape și urmăriți când apare horoscopul săptămânii 51. 51, da. 51. În acest moment puteți căuta jos în descriere, minutul și secunda, de unde începe zodia voastră natală, zodia ascendentă și vedeți pe ce să puneți voi mâna ca să iasă ceva
de care să fiți mulțumiți. Weekend minunat vă doresc! Voi, berbecii, aveți multe talente și vreți să le puneți în aplicare. Dacă aveți spirit ăsta de meșter, de meșteșugar, ceva pe care să puneți efectiv mâna și să construiți, ar trebui să puneți mâna pe unelte. Unii sunteți... aveți foarte multe talente și nu știți pe care să le folosiți. Sau poate aveți multe activități, există și acea tendință că taman în acest weekend, că o fi sfârșit de an, că o fi sfârșit de lună, că o fi înainte de sărbători, aveți agenda arhi încărcată. Unii poate efectiv aveți afaceri pe rol și care merg mai bine ca oricând, ceea ce înseamnă suplimentarea eforturilor. Parcă munciți și în weekend, munciți și noaptea, munciți și acasă, munciți pe două fronturi, țineți loc și nu știu cui. Deci există acel sentiment de împrăștiere din anumite puncte de vedere, dar pentru că aveți foarte mult de lucru. Parcă totul s-a dublat, triplat, quadruplat în viața voastră. Mai multă muncă, timpul e același, de unde scoateți mai multă energie, de unde scoateți mai multe resurse. E ca atunci când e o perioadă de comenzi. Imaginați-vă că sunteți o cofetărie, da? Sunteți ca o cofetărie și la cofetăria asta, taman acu de sărbători, curg comenzile. Normal că o să vă dați peste cap să faceți față la acest boom de comenzi. Bun, ce zic eu aici este metaforic, dar cam asta e sentimentul. De prea multe de făcut, dar nu puteți să le refuzați. E, când e prea mult de făcut, din păcate, există și riscul de a greși, de a încurca niște comenzi, de a încurca niște ingrediente, de a fi prea tras într-o parte și într-alta. De aceea, cele multe planete de pământ care conlucrează în această perioadă vă cer concentrare. Bun, mult de lucru, bun, pe șapte fronturi, dar concentrați-vă ca să nu greșiți, să nu încurcați, să nu trimiteți un colet în altă parte, să nu scrieți o adresă greșită, că este încă o Marte retrograd acolo care își bagă coada. Marte retrograd va avea el grijă să vă mai strice pe aici pe acolo sporul la treabă. Ies lucruri și v-am spus și foarte multe, multe în același timp, practic. Nici voi nu știți de unde ați scos dintr-o dată atâta putere de muncă, atâta energie. Vă ajută toate aceste planete să vă concentrați și să iasă treaba bine, dar prin atenție la detalii, că o mică zăpăceală vă poate da peste cap o grămadă de, poate nu proiecte majore, dar cum am comparat cu o cofetărie, cine știe, uitați să puneți zahăr în prăjitură. Taurii, ce să vorbim, sunteți principalii beneficiari acestui trigon de pământ, de toată frumusețea din acest weekend. Uranus în trigon cu Mercur, în zodii de pământ. Zile trecute a fost și luna intermediară și se formase așa un triunghi mare, un mare trigon de pământ care clar pe voi, zodiile de pământ, v-a susținut cel mai tare. E, ceea ce simțiți voi acum este o stabilitate în viața voastră. Vine așa un feelingul ăla de va fi bine. Liniștește. Nu te da peste cap. Calmează-te. Relaxează-te. Acceptă ritmul ăsta mai lent de evoluție al unor lucruri, că așa trebuie să meargă lucrurile. Probabil primiți niște vești de prin toate direcțiile. Sună telefoanele, primiți informații, vorbiți cu unii, cu alții și toate aceste vești au rolul ăsta de a vă relaxa. Poate sunt niște promisiuni, da, niște promisiuni care vor fi onorate, vor fi niște instrumente care urmează să ajungă în posesia voastră cândva. Vor veni banii, vor veni informațiile, vor veni detaliile de care aveți nevoie pentru ceva ce vă preocupă în perioada imediat următoare. O bună programare a unor aspecte de care vă ocupați voi, sunteți
Voi sunteți la pupitrul de comandă. Nu vine nimic așa din senin. Voi sunați pe cutare, voi intermediați niște lucruri. Sunteți șeful așa tuturor lucrurilor. Și acolo unde interveniți voi, cu multă concentrare, cu multă atenție, ies lucrurile. Știți vorba aia, dacă vrei să fie un lucru bine făcut, fă-l cu mâna ta. Cam asta faceți voi. Ce faceți voi cu mâna voastră și cu mintea voastră, cu organizarea voastră, cu strategia voastră, iese de minune. Da, aveți nevoie de instrumente din toate direcțiile, dar de la voi pornesc toate. Voi le uniți într-un tot unitar, într-un produs finit. Poate chiar asta și faceți, cum am spus că e o perioadă cu produse finite, poate faceți efectiv ceva palpabil, material, tangibil, dar care corelează o grămadă de date, resurse, informații din mai multe direcții. Poate așteptați niște informații necesare să le implementați, poate vin niște date de care aveți nevoie, ceva material, concret, nu promisiuni, nu vise, ci voi puneți mâna pe unelte și creați ceea ce vă preocupă. De voi depinde. Pe ce puneți voi mâna, se transformă în aur. Gemenii, s-ar putea să vă atragă atenția cineva asupra unei greșeli mai vechi, pe care n-ați remarcat-o voi singur la momentul potrivit. Sau poate nici n-ați știut că e o greșeală. Dar cineva a luat un pic așa la bani mărunți munca voastră, activitatea voastră și a descoperit acest punct sensibil pe lista voastră. Și nu puteți trece mai departe într-un anumit proiect fără să reparați greșeala aia. Nu e ceva major, dar e suficient de stagnantă, blocantă și nu vă permite să continuați. Fără să reparați problema aia, nu puteți trece la etapa următoare. Și asta faceți voi acum, un ocol, o întoarcere din drum. Pierdeți timp prețios reparând boacăna de odinioară. Boacăna de odinioară a fost făcută într-un moment de neglijență, de superficialitate, de prea multe pe capul vostru, de visare. A fost un pic iluzoriu în momentul respectiv. Parcă erați prea împrăștiat atunci când ați greșit. Și abia acum iese la iveală mica belea. Numai că norocul vostru e că această persoană care vă atrage atenția asupra erorii, o face cu drag, o face cu înțelegere, cu umor, cu ironie, nu cu răutate și cu critici. Poate chiar e o persoană dragă cea care vă șicanează așa un pic că ați făcut prostioara asta. Și s-ar putea să vă înțeleagă foarte mult această persoană, tocmai de aia vă vorbește cu drag, pentru că a făcut-o și el. Sau mai bine zis, cred că vă cunoaște spiritul ăsta un pic jucăuș. A înțeles că a fost o poantă de-a voastră, o farsă, o prostioară peste care se va trece ușor, tot cu o glumiță. Racu, aveți voi o teamă vis-a-vis de un lucru din perioada imediat următoare, din viitor, niște proiecte pentru perioada imediat următoare, poate de sărbători, poate sfârșit de an, e ceva ce priviți așa în perspectivă. Și voi e un pic, începe să vă îndoiți că planurile alea vor ieși așa cum doriți voi. De ce? Pentru că aceste planuri nu stau în puterea voastră cumva. Sunt promisiunile altora. Depindeți de alții. Vă încredeți în alții. Ei sunt la cârmă. Ei realizează lucrul ăla. Voi doar așteptați produsul finit. Promite cineva, o să fac, o să drept, tu stai cu minte acolo că vin, că fac, că voi fi alături. Și normal că rolul ăsta al vostru atât de pasiv vă irită.
Ați fi preferat să puneți mâna să faceți lucrul ăla. Nu să stați să așteptați. Poate. Poate face, poate nu face. Poate vine, poate nu vine. E o mare doză de necunoscut în ceea ce vă promite cineva. Și mai ales ar putea să rezervele astea ale voastre să fie deja bazate pe niște promisiuni neonorate de acești oameni. Au mai promis și altă dată și nu s-au ținut de cuvânt. Și de-aia stați așa ca pe ghimbi. Mai stau și aștept dacă vine, dacă nu vine. Cum să stau? Eu o stare de asta, simțiți că vă risipiți timpul, că vă ține pe loc, fără ceva concret, că nu-s decât promisiuni ce fac oamenii ăștia. Nu vin cu ceva palpabil, da, așa este bătut în cuie. Eu o să fac, o să dreg, îți promit, ce bine o să fie, ce bine o să iasă. Dar vă e frică să vă bazați pe aceste promisiuni, încât voi s-ar putea, dintr-o intuiție foarte puternică, să vă pregătiți un plan de rezervă al vostru, poate chiar secret, fără să-l spuneți la nimeni. Că în cazul în care promisiunile pică, să nu rămâneți în drum și să plângeți de supărare. Planul B îl puneți acolo la naftalină. În caz că totul se duce într-o zi, se duce de râpă din ceea ce a promis celălalt și n-a făcut, să virați imediat mașinăria pe noua direcție. Leu, cum să nu vă simțiți bine cu o variantă atât de bună? Trigonul ăsta de pământ vă susține de minune în munca voastră. Și nu doar acum. Probabil deja sunteți într-o perioadă rodnică, cu niște rezultate, cu niște roade, cu niște aprecieri. A venit vremea recompenselor, a aprecierilor, a diplomelor, a sărbătoririi unor reușite. Unii chiar aveți motive de astea de mândrie, de ieșit în față, să vă bateți o pumnul în piept, sau alții vă scot în față și vă aplaudă. Cam ăsta e sentimentul de bravo, măi! Pentru unii a fost un efort colectiv, mai mulți ați muncit și acum tot împreună sărbătoriți victoria. Pentru alții a venit vremea, da, a unei a premierii, că de, e și perioada de sărbători și acum parcă își aduc aminte oamenii de mulțumiri, de recunoștință, de diplome, de atestate, de lucruri de alea care arată cât de bine v-ați făcut treaba un an de zile pe semne. Și unii aveți cu ce vă lăuda. Ați ajuns la apogeul unui proiect, culegeți roadele, culegeți laurii, vă apreciați unii pe alții, vă îmbrățișați la final de drum sau chiar e loc de petrecere. Pentru voi, leie, poate fi un moment de împlinire a unui vis, a unui țel, hai să zicem de natură profesională, dar poate nu doar profesională. E mândrie ce simțiți acolo. Mândrie pentru ce ați realizat voi, mândrie pentru ce ați realizat la oaltă cu alte persoane și mai ales peste toate, voi s-ar putea să fiți foarte bine luat în seamă. Vi se recunoaște valoarea, vi se recunoaște contribuția, sunteți. Da, de exemplu, pus acolo în față ca un erou al momentului și normal că lucrul ăsta, nu numai că vă face să vă simțiți bine, mândru și așa mai departe, dar e foarte motivant pentru a alege o țintă și mai și, probabil pentru anul viitor. Un stimulant, o continuare a acestui drum spre succes. Vă setați deja următorul nivel spre care să trageți tare de acum înainte. Fecioarele, nu mai este luna la voi în zodie, a fost zile trecute și de acolo a participat și ea la trigonul acesta de pământ foarte bun, încât voi încă mai culegeți roadele acestui fost trigon. Ceea ce ați reușit voi să atingeți, acum se cere sărbătorit. S-ar putea să fie o perioadă de invitații la petreceri, la ieșiri, la Secret Santa, la
Revelion în avans, la întâlniri de colegi, de prieteni, invitații deja pentru Revelion, pregătiți Revelionul, deci e o perioadă foarte socială, foarte plină de comunicare, plină de oameni în jurul vostru. Luați legătura, sunteți căutat, nu sunteți singur într-un astfel de moment. Ba chiar unii vă simțiți și foarte luat în seamă sentimental. Dacă până mai ieri poate era gol la capitolul iubire pentru voi, dintr-o dată, două, trei invitații în oraș, ceea ce, wow, vă onorează pentru cei care n-ați avut iubirea în preajmă. Alții vedeți că relația pe care o clădiți merge, se vede, e promițătoare, vin din partea celuilalt promisiunile de rigoare, planurile de rigoare, de viitor, cu alte cuvinte. Vom face, vom drege, dar par a fi valabile, veritabile, nu sunt vorbe în vânt. Vă încredeți în aceste promisiuni sau poate chiar voi faceți aceste promisiuni, pentru că nu sunt doar promisiuni, par deja angajamente responsabile, vă asumați ceea ce promiteți. Și de aia vă abia așteptați să ajungeți acolo unde deocamdată trasați niște direcții în plan sentimental. Poate chiar începe o relație. E loc, dacă nu acum, în perioada imediat următoare, e loc de relații noi pentru unele fecioare și de aia aveți și mari așteptări, dar și mari pretenții. Deci nu vă mulțumiți cu orice, nu vă mulțumiți cu puțin, ci așteptările voastre par să fie de top. Pentru voi, balanțe, luna este la voi în zodie în acest weekend, normal că vă simțiți bine, ieșiți în evidență, vă încărcați de o anumită energie și vă preocupați foarte mult de casa voastră. Sunteți foarte casnic, dobestnic, gospodar, să zicem așa. A venit vremea aia de făcut curățenie, de aranjat lucruri, de pus țara la cale pentru ce aveți de făcut, de sărbători, de anul nou și toate celelalte. Vă adunați cumva familia în preajmă. Aveți o agendă destul de încărcată în acest weekend. Probabil o grămadă de treburi de astea domestice de care n-ați avut timp pe parcursul săptămânii, lunii și ziceți, gata, acum trebuie să le fac. Că unele s-au adunat, aveți acel sentiment de, Doamne, câte s-au adunat. Uite câte rufe am de spălat, uite câte rufe am de călcat, uite câte s-a făcut vraful de sarcini puse acolo și n-ați avut timp de ele până acum. Și ceva vă spune, mai trebuie să mă ocup de ele, că dacă nu mă ocup acum cât sunt atâtica vraful, peste o săptămână s-ar putea să fac atâta și intru în sărbători cu treburile astea nerezolvate. Numai că aveți nevoie de ajutor. Va trebui să cereți ajutor de la cei din casă, să le dați și lor niște sarcini, că aveți tendința aceea de a lua pe umerii voștri. Las că fac eu, tu du-te și citește ziarul. Eu spăl vasele, spăl și rufele, duc și copiii la tuns. Deci, prea multe aveți. Probabil mai ales femeile. Normal că s-ar putea să ieșiți din weekendul ăsta. Terminați. Norocul e luna. Luna e domestică de felul ei. Luna vă echilibrează. Luna vă ajută să vă împărțiți așa în toate părțile, că voi sunteți o zodie formată din două părți. Și reușiți voi așa și un pic de colo și un pic de colo, mai furați 5 minute de la televizor și îl duceți dincolo unde aveți de făcut ceva, dar pe semne că trebuie să cereți și ajutor. Mai ales atunci când o să vă simțiți copleșiți de prea multe. Posibil să nu fiți foarte mulțumiți de participarea acestor persoane în preajma voastră, încât s-ar putea să fiți și un pic cârcotași, un pic critici, ceva de genul, cereți ajutorul familiei, hai, du-te și spală vasele. Și nu le-a spălat bine, respectiv. Pe cât sunteți voi de obosiți și de ocupați și de tracasați în toate direcțiile, vă duceți să spălați și vasele. Apoi ce înseamnă asta? Asta nu înseamnă ajutor.
De aia ar trebui să-i lăsați să se descurce. Poate prea luați atitudinea asta de cloșcă, de șef, de capul familiei. Da, uite câte am pe cap, dar nici nu-i lăsați pe ceilalți să se descurce. La cât de obosit sunteți, vă duceți să faceți și treaba lor. Da, n-au făcut-o bine, dar lăsați-i să o facă. Trebuie să își asume și ei, cei ai casei, ai familiei, să-și asume și ei rolul, mai ales când voi nu vă vedeți capul de treburi. Scorpionii, vă preocupă un personaj din preajma voastră, în preajma care nu vă simțiți prea bine. Aveți un feeling în legătură cu acest om. Începe să vă gândiți, domnule, de ce mă simt eu așa ciudat în preajma lui? Poate e o problemă de comunicare acolo. Parcă ați fi străini, parcă vorbiți limbi străine, parcă îi spuneți ceva, nu vă înțelege, parcă vă spune ceva, nu înțelegeți. Parcă nu vă cunoaște suficient de bine. Cred că asta este o chestiune de relație încă neînchegată. Niște chestiuni de încredere acolo, nu vă deschideți prea tare unul în fața celuilalt. Poate, dacă e relație mai veche, va da niște motive de îndoială acest om, nu și-a îndeplinit un rol, o misiune, așa cum a promis. Și există această rezervă, reținere, răceală, poate. Poate chiar relația respectivă s-a răcit în ultima vreme. Ori unul, ori altul trebuia să participe în viața celuilalt și cum nu s-a putut, a generat o doză de blocaj, de neîncredere unul asupra celuilalt. Unii s-ar putea să simțiți așa că vorbiți cu, că e un dialog cu surse acolo, că nici nu vă aude, că s-a închis în el. Poate chiar un blocaj realmente, blocaj din ăla pe WhatsApp, nu aveți cu cine vorbi. Dar poate pentru unii este și un semnal de alarmă cu privire la această relație, dacă mai merită să luptați pentru ea. Că unii, mai ales dacă s-a răcit, dacă sunteți străini, poate a fost o activitate temporară și s-a terminat colaborarea și trebuie să vă luați rămas bun, pe când alții, dacă e un personaj mai vechi în viața voastră, aveți impresia că parcă nu mai aveți ce vă vorbi, parcă nimic nu vă mai leagă. Nu e plăcere de a fi împreună acolo, nu e atractivitate, nu e încredere, în primul rând. S-a risipit ceva, probabil doar trecător. Poate chiar e efectiv o ruptură, o îndepărtare și probabil e nevoie de această perioadă de repaus să vedeți, să puneți la încercare, mai bine zis, dacă mai e ceva acolo, dacă peste ceva timp se va mai ivi odată șansa de a repara relația și dacă vă mai leagă, de fapt, vreun sentiment, vreun punct comun. Săgetătorul, încetul cu încetul, soarele vă părăsește, e pe ultima 100 de metri, în curând rămâne goală casa voastră. Dar deocamdată vă preocupă niște planuri de viitor pe care vreți să le puneți la punct, la leuț, la minut, în cele mai mici detalii. Foarte organizat, foarte preocupat de ceea ce urmează să se întâmple. Voi sunteți un dispecer de la care trebuie să le aibă pe toate la locul potrivit. Poate o călătorie, și clar că trebuie să treceți prin niște etape, poate un eveniment mai special, Revelion, Crăciun, și vreți să le puneți pe toate acolo pe tabel. Sunteți extrem de logic, rațional, organizat, atent la detalii. Cereți sfaturi, ascultați și părerile altora și le puneți pe tot așa, parcă creați un tabel. Poate și pentru că este o perioadă foarte aglomerată, aveți multe pe cap,
Încât voi s-ar putea să fiți genul ăla de oameni care fac liste peste liste, tabele peste tabele. Liste de cumpărături, liste de cadouri, liste de tot, dacă se poate. Și bine faceți dacă reușiți această structurare perfectă a activității voastre pe câteva săptămâni de acum încolo, ca să iasă toate brici. Nu lăsați niciun detaliu pe margine. Totul e la minut, totul e la câți kilometri o să fie, câți bani o să fie nevoie acolo, la ce oră plecați, la ce oră veniți, rezervări, avioane, tot, bilete, acte. Nu vreți să vă scape nimic din vedere. Poate și pentru că aveți în preajmă personaje care, da, se agită, wow, facem, dregem, dar greu e pe umerii voștri. S-ar putea voi să fiți, da, coordonatorul unui eveniment, a unei călătorii, a unui moment mai deosebit în care cineva trebuie să-și păstreze mintea limpede și clară și să le aibă pe toate acolo pe tabel, pe hârtiuță. Și se pare că voi sunteți acela. Capricornul, vă preocupă un mare proiect și care se va contura în perioada imediat următoare, poate la luna nouă de săptămâna viitoare. Dar înainte de a da drumul acelui mare proiect în care vă puneți tot sufletul, toată speranța, toată energia, aveți așteptări colosale, mai aveți ceva de rezolvat din urmă. E ca și cum proiectul ăla pe care voi o să-l porniți, hai să zicem de luna nouă, de săptămâna viitoare, nu poate porni cu o codiță în urmă, nerezolvată, o datorie neachitată, o treabă nedusă la îndeplinire. Ceva trebuie să terminați ca să începeți altceva. Și de-aia zilele astea, probabil, până iese soarele din Săgetător și intră la voi în zodie, vă concentrați toate forțele pe ultima sută de metri a celuilalt aspect. Că n-ați vrea să începeți ceva nou cu rămășițe. Sunteți foarte organizat, cu atâtea planete acolo în zodii de pământ, foarte organizat, foarte concentrat la ce aveți de făcut, foarte detaliat. Și voi sunteți cu tabelul în față, cu date concrete, să iasă de minune. Și concentrarea asta dă roade, evident. Veți fi mulțumit de ceea ce va ieși din povestea asta atunci când o să îi dați drumul, dar deocamdată parcă nici nu aveți timp să vă gândiți la ceea ce urmează, cât timp e trecutul ăla care vă apasă foarte tare pe umeri. Ceva de genul, nu pot să mă gândesc la anul viitor când eu mai am ceva anul ăsta de făcut. Și de vă adunați toate forțele aici, acum, la ceva ce trebuie terminat, eliberat, închis, trimis. Și pe urmă faceți loc de noutate. Vărsătorii, ce tumult interior aveți voi acolo în mintea voastră, în adâncurile ființei voastre. Voi aveți acel sentiment că vi se pregătește ceva. Nu prea știți deocamdată ce. E doar feeling-ul ăla că ceva dincolo de cortină se întâmplă, dar încă nu se vede. Niște planuri, dar nu știți toate detaliile, niște schimbări, dar încă nu dau semne. Vreau, dar nu se întâmplă. E o stare de așteptare, dar sentimentul ăla că vi se coace ceva. Ceva bun. E un feeling, cred că, mai degrabă o emoție pe care o aveți. Un presentiment, o senzație și o senzație greu de explicat. Poate ușor paranormal, așa ce simțiți voi. Măi, mă simt ciudat, dar ceva se întâmplă, dar nu știu ce spuneți voi. O să apară, peste câteva zile o să apară și semnele clare. Poate e ceva
încă incomplet. Poate e ceva nespus încă, e ținut acolo la secret, ori de voi, ori de altcineva. Și de-aia e o emoție bizară pe care nu știți cum să o explicați. Pentru unii e un fel de teamă, pentru alții e o emoție de-aia de entuziasm. Wow, o să fie ceva bun. Da, poate fi și ceva bun, poate fi și ceva mai puțin bun, depinde fiecare ce simte, ce presimte, mai bine zis. Poate vin și niște zvonuri, niște am auzit că, dar care sunt încă lipsite de o anumită claritate. E un mare semn de întrebare acolo. Se zice, cică, apar tot felul de informații care încep așa cu cică, zice lumea. Ai auzit că, dar încă nu aveți certitudinea, dovada, negru pe alb, lumină. E ceva spus așa la colțul străzii, dar care vă pune pe jăratic. Am auzit că ni se dă o primă de Crăciun, dar n-a venit prima de Crăciun. Am auzit că Basilică este Secret Santa al tău, dar n-a venit încă Secret Santa. E ceva așa, un sentiment că ceva e acolo și în curând o să își arate latura concretă. Și am ajuns la pești. Cum vă simțiți voi acolo cu Jupiter pe ultimele grăduțe, secunduțe, ce să mai vorbim? Că pe 20, bye bye, Jupiter. E pe ultimul grad. Ultimul grad întotdeauna e mai puternic, are o conotație mai specială, e ca atunci când lăsăm totul la poartă înainte de a trece poarta, că dincolo e altă viață. Parcă e, vrea să-și lase Jupiter toată ultima sa cantitate de beneficitate în curtea voastră. Încât s-ar putea unii să aveți acel sentiment și poate nu doar acum, ci pe câteva zile de acum încolo, până iese, până pe 20, să aveți acel sentiment că se termină ultimele resurse. Că mai aveți niște bani în portofel, îi terminați pe toți. Mai e puțină mâncare în frigider, o mâncați pe toată. E sentimentul ăla de acum fac ultima. Tot ce, dau iama în ce mai am eu acolo. Să nu rămână ceva nemâncat, neconsumat, nefolosit. Să fiu sigur că am folosit tot, 100% din ceea ce mi-a dat Jupiter. Cam asta e sentimentul. Ba chiar și vești venite în ultima clipă, rezolvări în ceasul al 12-lea, ultima strigare, ultimatumuri, chestii de astea pe finish, care unele poate nici nu mai gândească se mai întâmplă. Ceva care vă eliberează în ultima clipă, o salvare de ultimă secundă, ceva ce ați așteptat un an și ceva și nu s-a întâmplat, acum se întâmplă, în ultima secundă. Aveți acel sentiment că intervine Universul pe ultima turnantă, dar care poate schimba pentru mulți clasamentul, direcția, tonalitatea. Unii primiți ce meritați, unii primiți o întoarcere se întoarce foaia în ultima secundă, cum am zis, se schimbă clasamentul în ultima secundă. De-aia imaginați-vă ultima turnantă la alergători. Mai au câțiva metri până la finish, dar unii și-au drămuit bine forțele încât pe ultima secundă pot să-l depășească pe ăla care a fost fruntaș o cursă întreagă. Se pot schimba lucruri pe ultima turnantă în viața voastră. Unele salvatoare, unele cu rol de miracol, nici nu v-ați mai așteptat la asta. Parcă aștepta așa Universul, v-a ținut așa la foc mic până în ultima clipă și așa pe ultima turnantă vă dă tot ce mai avea să vă ofere. Cam asta este weekendul, 17-18 decembrie. Să vă bucurați de el din toate punctele de vedere. Ultimul weekend de săgetător. Ultimul weekend
penultimul weekend de 2022 și ce să vă doresc decât unul liniștit și bun.